Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul numărul 18 din cariera asta foarte frumoasă cu Manchester United. Desigur, țin minte din episodul anterior că am cam subestimat toate echipele, însă am câștigat totuși un meci sau două, nu mai știu exact. Totuși, în episodul acesta vom încerca noi să le câștigăm pe toate. Însă, înainte de chestia asta, haideți să dăm de vedere un plan jucătorului ales de voi. Acest jucător este, desigur, Bukayo Saka, care a fost menționat de două ori acolo la voi în comentarii, așa că lui o să-i dăm un nou development plan. El are în continuare finish shot incisiv pass pe care l-am dat episodul anterior, technical și flair. Așa că haideți să mai dăm încă un playstyle. E bine, ce avem aici? 7 playstyle-uri foarte bune pentru Bukayo Saka. Hai să dăm durată să vedem ce pică și se pare că pică. Haide. Opa, tiki-taka. Ok, tiki-taka. Ok, asta e interesant, foarte interesant. E bine, și acum Bukayo Saka are și el tiki-taka. Asta îl va ajuta foarte mult în combinația de pase cu Guimaraes, Virs, Mbappé, Alexander Arnold, adică, na, cam toți ăștia pe lângă el. Acum că am rezolvat chestia asta, haide să trecem la următorul meci, care este versus cei de la Wolves în Premier League, un meci destul de interesant, care știm că nu pare foarte greu, însă poate să fie, așa că vom intra în meci și o să vedem ce reușim să facem. E bine, și se pare că începe meciul versus cei de la Wolves, hai să dacă reușim până la urmă să-i batem. Bine, aici pasă la Bruno Fernandes, se poate duce, caută pasă la Mbappé, șutează însă în blocaj. Și, opa, haide Mbappé. Oh, nu pot să cred. Haide Bruno, și Bruno. Nu, foarte aproape acolo, foarte aproape. Hai să vedem un corner dacă ne iese. Centrarea destul de bună la Mbappé, însă iese acolo bine portarul. Însă tot noi avem mingea. Haide, șutăm. Și, nu pot să cred, apără portarul. Ok, ocazie foarte bună pentru adversar. Șut acolo, bun, și se pare că marchează acest jucător care nu o să-i pune numele. Ok, wow, se face până la urmă 1-0. Ok, ocazie foarte bună pentru cei de la... Nu pot să cred, mamă, ce bară. Mamă, cum joacă Wolves. Ok, aici bine, însă este bine acolo. Oh, nu pot să cred. Ce mi-ai făcut, Martinez? Nu pot să cred așa ceva. Ce a fost aia, vă rog să-mi explicați. Revedem faza aia, să vedem. Mamă, ce bine a respins-o. Ce bună pasă a dat Martinez. Nu pot să cred așa ceva. Bine, aici la Mbappé, șutează însă. Apără portarul. Haide, mă, frate. Hai să vedem o centrare bună aici la Saka, însă nu reușim. Martinez acum la Virt, șutează însă, apără din nou portarul. Bă, frate, mai bun decât Neuer. Hai să vedem o centrare dacă reușim. Bine acolo, bine, nu pot să cred. Nu, mamă, ce bară. Foarte bine aici la Mbappé aici la Virt, șutează. Nu pot să cred cum scoate portarul, scoate tot. Bine aici Garnacho, însă iar apără portarul, frate, nu pot să cred, uite și ce fază, uite și ce, ok, wow, mă mir că a ratat. Nu, bine acolo Araujo, Neuer, nu ne luăm umilință. Bine aici Mbappé, hai Mbappé, n-are cum, Mbappé, nu pot să cred, bă, frate, apără tot. Bine aici Saka, nu pot să cred, bară, bă, cel mai ghinionist meci al nostru. Haide Mbappé, nu pot să cred, nu, deci vreau să numărați, să scrieți în comentarii de câte ori a apărat portarul ăsta. Bine aici Bruno, hai, dă gol, nu, la colțul scurt șutești și nu dau gol, nu pot să cred. Bine aici, hai Virț, nu pot să cred, incredibil. Nu, wow, cum a arătat, wow. Da, însă cam asta a fost, da, incredibil, oricum e incredibil cât a reușit să apere portarul ăla. Totuși pierdem cu 2-0. E bine, următorul meci este în UEFA Champions League, în grupa noastră, versus cei de la Salzburg. Un meci ar trebui să fie ușor, dar hai să vedem totuși, pentru că na, acum cap toate meciurile sunt grele. Totuși, uitați-vă la echipă, e cam obosită, chiar e cam obosită. Pe Saka o să scoatem meciul ăsta și o să-l băgăm pe Rashford și cred că o să-l băgăm pe stânga, să fiu sincer. E bine, și începe meciul din grupa noastră din UEFA Champions League versus cei de la Salzburg. Hai să vedem dacă reușim să-i batem, să obținem 3 puncte. Oh, ce periculos aici, însă Araujo ne salvează. Hai să vedem un corner de la ei, dacă reușim să respingem. Bine acolo, însă Arnold ne salvează. Wow, ce bine a venit acolo. Hai să vedem pe Arnold acum, încercăm o centrare. Foarte bine aici. Rashford, ce șut bun. Însă este apărat. Hai să vedem dacă reușim o centrare. Și acolo este la Araujo. Nu reușește apără portarul, însă intră până la mingea. Bine mă, Kylian Mbappé. Bine mă, cu pressing-ul ăla. Ce bine a făcut acolo pressing Kylian Mbappé. Și face 1-0 în acest match. Revedem fața centrarea lui Bruno Fernandes. Aici capul lui Araujo, însă este apărat. Dar pressing-ul lui Mbappé a fost acolo ce a trebuit. Bine aici Bruno Fernandes. Aolo, Bruno, ce-mi faci tu mie? Ok, fază foarte bună pentru adversar, încercăm să-l oprim.
Însă nu pot să cred, este fault. Asta dacă reușim totuși să apărăm, îl băgăm în poartă, portar. Stăm puțin mai aici, haide. Nu, este și de prima și se pare că apără Neuer. Bine, bine aici Rashford, du-te, du-te Rashford, haide, haide Rashford. Oh, ce șut acolo bun, însă nu reușește. Hai să acum o centrare, care este la Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, incredibil, incredibil, incredibil ce a reușit să facă Kylian Mbappé. Ce farfecă, ia uite-l, plângeți, plângeți. Ce toxic e. Azi vedem iar fața centrarea foarte bună de la Bruno, căpitanul nostru, și uitați-vă la, uitați-vă puțin la Mbappé, incredibil, incredibil ce a reușit să facă. Bine, aici pasă la Kylian, Kylian continuă, șutează însă apără portarul. Oh, nu, casă e foarte bun pentru ei, însă Araujo se bagă foarte bine. Și acum Rashford are viteză, se poate duce. Du-te Rashford, du-te, te prinde nimeni. Haide Rashford, haide, haide, haide. Haide Granaciu! Mamă, ce, mamă, 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 ce le-am făcut cu pasele astea. I-am spart efectiv Rashford, Wirtz, Garnacho. Wow, efectiv am jucat foarte, foarte bine. Revedem faza foarte bine aici. Rashford s-a dus foarte bine. Pasă la Wirtz, pasă la Garnacho, care efectiv a rupt aici. Un șut foarte bun. Oh, ce pasă bună, însă reușește Martinez să oprească. Un Garnacho pasă foarte bine la Mbappé. Îl vede aici pe Guimaraes, care nu știu ce caută aici. Însă Guimaraes se duce, centrare foarte bună la Rashford. Și Rashford face 4-0, incredibil. Meciul ăsta, meciul acesta a rupt, a rupt Rashford. E foarte, foarte out. Think, e foarte bun. În locul lui Saka, când e obosit, Saka e foarte bun Rashford. Opa, din nou ocazie bună. Oh, fault acolo totuși. Asta aici Kylian Mbappé, un finez la distanță, însă n-a apărat portarul. Și cam asta a fost, se termină. Câștigăm cu 4-0 meciul acesta versus RB Salzburg. E bine, iar următorul meci ar trebui să fie un meci ușor, pentru că o să jucăm versus cea Bournemouth. Un meci destul de ușor ar trebui. Echipa asta totuși e cât de cât obosit acolo, versus ce e puțin mai obosit. Așa că hai să-l băgăm pe Mount, de ce nu? Hai să băgăm pe Mount. E bine, și se pare că începe și meciul acesta în Premier League versus cei de la Bournemouth. Hai să vedem dacă reușim să-i batem în acest meci. Bine aici Garnacho, șut foarte bun, însă apără portarul. Bine aici Bruno Guimaraes, îl vede aici pe Mbappé. Mbappé aici la Garnacho, care nu vreau să fiu sincer la Garnacho, însă Garnacho peste poartă. Încă ocazie bună pentru ei. Hai să vedem dacă reușim, apără pe la Noier. Asta că reușim să ne apărăm aici, pasă foarte bună. Haide, bine acolo Noier, bine mă Noier. Bine aici, pasa la Mbappé, 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 mamă ce bară. O ocazie bună aici, un șut foarte bun însă apăr Neuer. O, aici ocazie foarte bună, wow ce bară. Ocazie bună aici din nou pentru Bournemouth, hai să dacă reușim să ne apărăm. Ok, foarte Neuer, nu e bine, nu e bine, nu e bine, 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 bine acolo Neuer. Oh nu, oh nu, nu, bine acolo Neuer, bă, dar cum scapă ăștia, incredibil. Hai să vedem încă un corner, bine acolo, respinge destul de bine. Încă unul la fel, însă data asta îl prinde Neuer. Bine, aici pasă la Kylian. Hai, Kylian. Du-te, Kylian. Nu te prinde. Nu te prinde nimeni. Nu pot să cred. Haide, haide. Hai, Saka. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Na, incredibil așa cea. Nu, nu, nu. Ceva are, ceva are cu noi. Asta dacă reușim aici cu o centrare. Foarte bine la Kylian. Kylian nu reușește data asta. Însă aici, haide. Nu reușim. Bine, aici, Mbappé. Hai, Mbappé. Nu pot să cred, bă, cum apăr portarul. Oh, oh, ăsta e fault. E penalty. Trebuie să fie penalty. Haide, ok, nu-i de nimic. Însă da, este penalti, ok. Și bate Bruno, haide Bruno, avem încredere. Nu știu ce, o să bată Saka pentru că el l-a obținut. Haide, hai Saka, hai Saka. Să dai pe stânga. Nu pot să cred, l-a ratat. Bă, nu pot să cred. Hai să vedem tot dacă reușim. Și nu pot să cred. Acum Mount, cumpăr shot. Nu reușim, nu pot să cred, ultima șanse a lor. Oh nu, haide, nu. Ieși, bine, Neuer. Hai, și ultimul corner. Hai să sperăm că un gol. Și centrarea destul de bună. Nu pot să cred, bine Neuer, bine mă Neuer. Da, și se termină 0-0. Însă măcar nu pierdem, asta e important. Da, totuși, o paradă foarte, foarte mare a portarului advers. Ei bine, următorul meci este versus cei de la Newcastle. Un meci greu, zic eu, chiar este un meci greu. Ei au o echipă foarte, foarte bună. Din câte văd aici, am luat pe Van de Beek de la noi. Asta este. Va fi un meci greu, dar eu zic că echipa asta este pregătită. Așa că haide să intrăm în meci. Ei bine, și se pare că începe meciul versus cei de la Newcastle. Un meci greu, însă eu zic că putem să-l câștigăm. Bine, aici Bruno pasa bună la Wirtz. Wirtz acum peste poartă. Ok, o ocazie foarte bună aici pentru cei de la Newcastle. Să-l însă pe lângă poartă. O ocazie aici foarte bună pentru ei. Un șut bun și se pare că marchează Isak. Wow, efectiv wow. Se face până la urmă 1-0 pentru cei la Newcastle. Nu pot să cred. Nu pot să cred. 2-0. Bă, ce gol mi-a dat aici Gordon. Haide mă, opriți-l.
Nu pot să cred, uitați-vă și voi, uitați-vă și... Nu, wow, aș fi ratat, wow. Ok, ok, o centrare periculoasă, să reușim să apărăm. Oh, nu, oh, nu, hai, opriți-l, bine aici, Arnold. Nu, nu, nu pot să cred, penalti, nu, nu, haolo. Da, a făcut penalti, nu, a luat roșu? N-a luat. Ok, hai să vedem că reușim, nu reușim. 3-0, wow, ne sparg ăștia la Newcastle. Nu pot să cred, uite și tu la ce pase au acei jucători, însă neapără noi, wow. Și cam aia a fost, aici probabil Mbappé la că reușește să dea și un gol și cam aia a fost, da. 3-1-1 și mai celebrăm, ne bate Newcastle, ne-a spart efectiv, da, chiar ne-a spart. Da, și cam aia a fost, reușim măcar să dăm un gol să nu pierdem la 0, dar ne-a spart să fim ținut, ne-a spart Newcastle. E bine, următorul meci este în grupele din UEFA Champions League aici și se pare că vom juca versus și la Feyenoord. Un meci destul de interesant și cred că va fi ușor, dar da, știți cum e. Echipa noastră, după cum văd, este pregătită, așa că haide să intrăm în meci. E bine, și ce meci versus ce la Feyenoord, hai să vedem că reușim să-i batem. Ocazie foarte bună aici pentru ei, însă Arnold vine și reușește până la urmă să rezolve. Ocazie aici bună pentru ei, what? Wow, 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 Neuer, ce ai făcut mă frate, te-ai aruncat în bară, s-a aruncat în bară și mingea a fost dată pe jos. Bine aici Kylian Mbappé, pasă bine aici la Wirtz, Wirtz continuă, șutează Wirtz și marchează Wirtz, mă, bine mă Wirtz, bine mă Wirtz. Ce trivela bun de la Wirtz. Revedem faza foarte bine aici, s-a poziționat Wirtz și un trivela foarte, foarte bun, îl bate pe portar. Bine aici, îl vede pe Kylian, s-a dus Kylian Mbappé, haide, du-te tată, du-te. Ah, trebuie să dăm o pasă. Bine aici la Saka, Saka! Incredibil, dar apăr portarul. Bine aici Saka, ce-a trecut Saka. Haide, și acum dacă continuă el, haide. Bine Saka, haide. Nu, aproape, aproape. Oh, ce pasă, ce pasă, incredibil, ce pasă la Jimenez, wow. Fix printre cei doi fundași ai noștri, efectiv zici că au fost nimic, zici că nu erau acolo. Uitați-vă la fază, ce pasă, uitați-vă. Pac, direct prin trei. Nu pot să cred, nu pot să cred, bine acolo, bă, dar ce pasă dau ăștia. Ok, ocazie foarte bună pentru ei, însă Araujo se bagă bine. Bine acolo, bine, bine acolo, Neuer. Bine, aici pasă la Wirtz, acum Wirtz se poate duce. Haide, Wirtz, ești liber, mamă, ești complet liber, Wirtz. Mamă, hai, hai, Wirtz, hai, Wirtz. Ce-a fost aia? Ce-a fost aia? Bine, aici Kylian Mbappé, Kylian Mbappé îl vede pe Garnaccio, înapoi la Kylian. Și acum Kylian, un finet foarte bun, însă apără portarul. Bine, aici la Kylian, Kylian cu capul, pe lângă poartă, haide mă, Kylian. No, 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 n-ai cum așa ceva, n-ai cum, n-ai cum. De unde vin jucătorii așa? Bine aici, haide Bruno, îți bagi joc Bruno, îți bagi joc, n-ai cum să dai Scorpion Kick, să dai transversală. N-ai cum așa ceva, n-ai cum. Hai să ne acum la că reușim să ne apărăm, bine aici, nu pot să cred preluare, haide fă preluare odată. Nu pot să cred, este penalti, n-a, e imposibil așa. Guimaraș te vând, te vând, gata, am scăpat de Guimaraș, Guimaraș este vândut în ianuarie, vă asigur că e vândut. N-ai cum așa ceva, uitați-vă și voi ce a făcut. Hai să ne că reușim totuși să că apărăm și da, normal că nu reușim, face. 4-1, ne-a spart Feyenoord. Da, și cam asta a fost. Ne luăm bătaie și de la Feyenoord în Champions League. Bă, ce meciuri grele, ce meciuri grele. Nu înțeleg de ce sunt așa de grele. Nu pot fix să câștig un meci. E bine, și așa ca bonus, se pare că Mbappé este aici la nominalizare. Poate câștiga balonul de aur. Să vedem dacă va reuși totuși. Totuși s-a terminat luna cu un singur win. Am jucat 5 meciuri azi, un singur win. 3 meciuri pierdute și un egal. Da. E bine, s-a terminat luna. Vreau să scrieți acolo în comentarii jucătorul vostru preferat din acest videoclip, să zic așa, pentru că na, din această lună mai exact. De asemenea, în următorul videoclip se pare că vom câștiga și balonul de aur dacă va câștiga Mbappé, dar na, o să se arate acolo. Și următorul meci este versus și la Aston Villa. Însă acest meci cu Aston Villa îl vom juca desigur în următorul episod. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz când ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Eu am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!